Echipele naționale de tineret ale României și Belgiei au făcut spectacol pe arena Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca. Cele două reprezentative, ambele calificate la turneul final al campionatului european de anul viitor din Italia și San Marino, au lăsat garda jos încă de la debutul întâlnirii și au arătat că își merită locul între cele mai bune echipe sub 21 de ani ale continentului. Meciul s-a terminat 3 la 3, dar oaspeții au avut prima ocazie în minutul 10. Rivers nu l-a surprins pe Radu. Fotbaliștii selecționerului Mirel Rădoi nu s-au lăsat intimidați și au ripostat după câteva a încercări de jucate de defensiva belgiană. Petre a încercat o execuție spectaculoasă, dar lobul său a rămas fără efect pe tabela de marcaj. Fundașul Kuls a deschis scorul cu un șut frumos de la marginea careului. Finalul primei reprize a aparținut tricolorilor care au reușit să restabilească egalitatea în minutul 47 prin Denis Derguș de la punctul cuvar. Debutul reprizei secunde a reprezentat o demonstrație de forța Belgiei care a trecut în avantaj în minutul 56 după golul lui Lea Iseca. Două minute mai târziu, un Benza a dus scorul la 3-1 pentru oaspeți. Florinel Coman a încercat un răspuns rapid, dar a fost blocat de portarul advers. România a preluat controlul partidei și a căutat soluții pentru a schimba soarta întâlnirii. Până la urmă au venit și golurile. Abia a intrat pe teren, Darius Solaru a redus din diferență în minutul 90, iar câteva zeci de secunde mai târziu, Ciobanu a stabilit scorul final cu un șut din interiorul careului. S-a terminat 3 la 3 și selecționerul Mirel Rădoi rămâne neînvins de când a preluat Naționala de Tineret a României. Naționala mare de fotbal a României întâlnește sâmbătă la Ploiești prima reprezentativă a Lituaniei în penultimul meci din Liga Națiunilor. Ocupantă a locului 3 în grupa a patra cu 6 puncte, Naționala noastră are nevoie de victorie pentru a mai spera că va câștiga grupa, ceea ce ar însemna și continuarea cursei de calificare la Euro 2020. Tricolorii sunt neînvinși în cele patru partide disputate, dar au o singură victorie obținută în deplasare chiar în fața Lituaniei. Misiunea tricolorilor este aproape imposibilă în condițiile în care liderul, Serbia, care are două puncte peste România, joacă tot sâmbătă pe teren propriu cu Muntenegru, iar în ultima partidă va întâlni Lituania, echipă care nu a acumulat niciun punct în precedentele partide. Meciul dintre reprezentativele României și Lituaniei se joacă la Ploiești fără spectatori și va începe la ora 21.45. Handbalistele de la Universitatea Cluj au obținut o victorie dramatică, scor 26 la 25 în fața Dunării Brăila, într-un meci din cadrul etapei a 10 a Ligii Naționale. La ultima apariție oficială din acest an, universitarele au început timorat înfruntarea din sala sporturilor, iar vizitatoarele au știut să profite de momentul slab pe care îl traversează echipa clujană. Dunarea s-a desprins la 5 goluri diferență și părea să aibă o misiune ușoară, dar clujencele și-au resetat jocul și au reușit să intre la vestiare la scorul de 12 la 12. Actul secund a fost echilibrat. Niciuna din între combatante nereușind să se desprindă decisiv. Finalul meciului a aparținut antrenorilor. Mai întâi Laura Popa a marcat pentru 26-25 și a declanșat furia pe banca oaspetelor. Dunărea a ratat următorul atac, iar Bondar a cerut timp de odihnă la o fază controversată în care tehnicianul Dunării a cerut pași la Mihaela Ani Senocico. La reluare, clujencele au ținut perfect de minge, au ratat aruncarea, dar nu a mai fost timp pentru contraatacul oaspetelor care, deși au marcat, au plecat învinse din sala sporturilor Horea de Mian. Golul din final al Dunării a fost anulat fiind înscris după ultima sirena a meciului. Astfel, Universitatea Cluj obține a doua victorie consecutivă în Liga Națională și urcă temporar pe locul 11 al clasamentului.